ce ați venit dumneavoastră la această întâlnire astăzi? Noi am cimentat pacea la Biserica Sfântul Gheorghe din Ocânța, împreună cu Părintele Alexandru. Pentru ce a cimentat-o ea a fost cumva... Fiecare perioadă are șubrida sa. Noi au fost divergențe, noi de cum am uitat de toate și mergem înainte prin... Puteți să ne spuneți care anume divergențe? Adică... Ei, sunt unele divergențe. Știți dumneavoastră în ce constă divergențele astea. Ocânța de când e Ocânța. Nu au fost probleme etnice niciodată. Am unul știu ce au apărut. Fiindcă sunt și din partea celor de limbă română, limba moldovenească, și din partea celor ce vorbesc rusa, însă Ocânța, nu numai rus, sunt ucraineni, bieloruși, ruși, moldoveni. Și atât vreau să dezbat toate cele care au Are fost. Cumva o legătură asta cu deschiderea bisericii din partea Mitropoliei Basarabiei? Nu e legat de fel, fiindcă noi nici nu urmărim scopul acesta. Dar noi, știți, sunt vreo 6 biserici orientări. Dar omul ce probleme etnice dar s-au întâmpinat probleme nesemnificative, care nu au fost legate de viața și activitatea părintelui Andrian și cu părintele Alexandru. Noi am făcut o concluzie că trebuie să mergem împreună. Populația ne permite că să avem 2 preoți. Este un preot moldovan și un preot rus care a activat peste 30 de ani. Și noi nu uităm de dâns și mergem înainte împreună cu dumneavoastră. Adică în Biserica Sfântul Gheorghe deja va activa și un preot care va duce slujbele în limba română? Corect. Dar o nouă biserică nu se va deschide care va fi doar în limba română sau se va deschide? Poate să deschide, dar acolo să fie orientare pro-Basarabia. La noi ortodoxă. Dar acolo e inclinarea pro-Basarabia. N-am nimic contra cu dânșii, noi avem calea noastră, dar ei au calea lor. Am înțeles, vă mulțumim! Fiți sănătoși!